Salutare tuturor! După mai bine de 10 luni de când am înlocuit rulmenții la cuvă, de data aceasta s-a stricat complet. Bănuiesc eu că ar fi placa electronică, nu mai răspunde la nicio comandă și dă eroare în continuu. Așa că inevitabil va trebui să cumpărăm alta, nu cred că rentează să o reparăm. Acum o să o demontez, o scot afară și o să urmeze un nou unboxing și o să vă arăt cum se montează mașina de spălat. A ajuns și noua mașină de spălat. Am ales un model de la Arctic. Aici se poate vedea modelul. APL 91212XLW6. Cam așa arată panoul de comandă, partea frontală a mașinii. Locașul pentru detergent. Aici trebuie curățată puțin. Deci putem selecta programele, dar la final o să trec prin fiecare program să vedeți exact timpul de spălare. Deci putem selecta temperatura, centrifuga, 9 kg capacitatea cuvei, 1200 de rotații pe minut, A++++, minus 10%, are un motor inverter. Ia să vă arăt aici și scheda tehnică. 195 kW pe an consum. Consumul de apă. Clasa B la stoarcere. Iar aici avem decibelii. La spălare 53, iar la stoarcere 72 de decibeli. Bun, hai să vă arăt ce conține, ce găsim și înăuntru aici în cuvă. Garanția, manualul de utilizare, cele patru căpăcele. Imediat o să vă arăt la ce le folosim. Chestia asta dacă vrem să punem furtunul de scurgere în chiuvetă. Asta nu știu exact ce este. Bănuiesc că aici trebuie să fie ceva pentru detergentul lichid. Posibil. Ce mai avem în interior? Da, încă o chestie din asta. Și furtunul de alimentare. După cum vedeți, poate se observă. Este ceva apă. Ele, sigur, sunt probate înainte. Avem puțin apă, se observă. Arctic, fabricat în Turcia. Cam așa arată partea din spate. Avem aici furtunul de evacuare a apei, ștecherul. Iar pe aici se face alimentarea cu apă a mașinii de spălat. Acum ce avem de făcut noi la partea din spate? Avem nevoie de o cheie de 10. Și desfacem șuruburile astea de aici. 1, 2, 3, 4. Și scoatem afară acele bolțuri din plastic. Și vom putea elibera cuva. Și cam așa. Asta se folosesc doar la transport. Deci îl desfaceți cât la maxim, iar apoi trageți cu forță, cam așa. Cam așa arată. Înăuntru nu se vede mare lucru. Deci asta aveți voi de făcut la partea din spate. Odată scoase cele patru șuburi, la partea din spate nu mai avem decât să montăm, după cum v-am spus, furtunul de alimentare cu apă. Aici nu strânge foarte tare, așa cu la mână. Atât. Iar cel de evacuare. Iau mai sifonul. Asta.
Cam atât. Iar un alt lucru ce mai trebuie să faceți, exact cum vedeți aici în pictogramă, desfaceți sigiliu și cu atenție că aici de desubt trebuie să se afle o bucată de polistiren. Mai sus. Mai. Așa, uitați, asta trebuie să o scoateți de acolo de dedesubt. După ce ați pus mașina pe poziție, cu ajutorul unei cumpene, vă asigurați să o puneți mașina perfect dreaptă. După cum se vede, verificați planul acesta, puneți și mai în spate și planul acesta. Ca să nu aveți probleme să trepideze foarte tare. Ea și așa va trepida, dar ceva mai puțin dacă faceți lucrul acesta. Acum, haideți să încercăm să îi dăm drumul. Sunt și eu la un prim contact. Deci, în poziția asta, cum ați văzut, mașina este oprită. Dacă vrem să o pornim, răsucim de selector și ne îndreptăm către un program. Deci programul cămăși, cum este aici scris, 2 ore 27. Are să fac așa. Așa. Cuverturi, 2 ore, antialergic. Exact, să vă spun ce fac fiecare și ce înseamnă, nu știu, o să citesc eu manualul, să vedem exact ce programe putem folosi. Antipete, 257, perdele, 215, jeans, blugi, 244, cam lungi programele. Clătire, 18 minute, stoarcere, evacuare, materiale delicate, o oră, lână. Deci, material delicat, 1 oră 20, lână, 1 oră și 2 minute, mixt, 2 și 16, spălare rapidă, aș scrie expres 14, aici ne arată 28. Bănuiesc că... de aici, 14, 28. Așa. Sintetice, bumbac și bumbac. După cum ați văzut, marea majoritate a programelor sunt peste 2 ore. Dar ce sunt curios aici, deci 2:27, oră și 18. Aici, asta cred că este un buton să putem selecta dacă sunt rufele mai murdare sau mai puțin murdare. Și atunci, vedeți, a scăzut timpul. La o oră 27, la 2 ore 27, la 1 oră și 18 minute. Și cred că chestia asta e valabilă la fiecare program. 37, aici nu bănesc că nu merge. Sintetice, 2 și 15, 1:20. Da, și aproape înjumătățește timpul, cum vedeți. 2 și 16, 1:20. Lână, asta nu merge. Materiale delicate, nici acesta. Clătire, nu. Jeans, 2:44, 1:35. Da, e mult mai acceptabil așa. Ca altfel, perdele iar la fel, deci nu ne lasă. Antipete, 2:30, antialergic, 3 ore 46, incredibil. Coverturi, nici astea. Și cămăși, 1:37. Deci cam asta am vrut să vă arăt, să vedeți exact timpii de spălare.
tablou. Și cam asta a fost tot. Acum, eu de fiecare dată când am cumpărat câte o mașină de spălat, nu am băgat rufe în ea să le spăl din prima. Am dat drumul la un program cam de o oră, la o temperatură de 60 de grade și am lăsat să meargă în gol. Eventual puneți 2-3 cârpe acolo de praf și lăsați-o să meargă, să se spele cuva și tot sistemul mașinii. Cam atât pentru azi. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!